Salut, generație! Generație, pe lângă spaima colosală care ți s-a băgat în cap și în inimă, cu COVID-ul, cu vaccinurile, niște spaime întemeiate, altele neîntemeiate, încă un lucru mai bântuie lumea la ora actuală și în special cu tine. Ești bombardat de peste tot cu amenințarea unui război între ruși și restul lumii. Generație, nu există niciun risc pentru România să intre într-un război, pentru că nu va avea loc vreun război. Dacă rușii intră în Ucraina, să fie sănătoși. Ucraina este o țară ostilă nouă. N-aș mișca un deget pentru ei. Nu cred că se va ajunge totuși până acolo, dar dracu știe. Europa nu va îndrăzni să atace în veci Rusia, la fel și americani. Prin absurd presupunând că americanii sunt atât de tâmpiți încât să intre peste ruși. O superputere militară. Indiferent ce ne câștigă în urma unui conflict între ruși și americani, presupun că le câștigă americanii. Vor fi atât de slabi încât chinezii vor defila prin America ca pe propriile lor bulevarde. Evident că americanii sunt conștienți de asta. Ei atacă doar state slab, slab în armată. Și acolo își mai au bătaie. Vietnam, Afganistan. Au o forță puternică politică. Încă o mai am. Dar fiind maniera în care își folosesc această forță, au devenit antipatizate aproape pentru globul. Eu sunt un anti-american convins. Nu cu populația de America, ferească Dumnezeu. Oameni ca noi toți. Cu cei care conduc America. Grupurile de interese și centrele de putere care conduc adevărat America. Îi detest. Deci, nu există, cel puțin pe subiectul Ucraina, nici un risc de conflict în care să intre și România. Ah, dacă americanii vor da ordin, s-ar putea ca imbecilii care ne conduc să acționeze. Ori și ei proști, dar nu cred că sunt chiar atât de proști. Deci această spaimă trebuie eliminată. Nu te mai gândi la ea. Al doilea subiect pe care vreau să-l abordez, vreau să aduc mulțumiri Facebook-ului, celor care coordonează sau se ocupă de Facebook România. Acum câteva zile, printr-o breșă de securitate, niște afirmații pe care le-am făcut la cursul pe care îl predau de business în cadrul Clubului de Afaceri și Politică SOF, s-a întâmplat lucrul neplăcut. Cineva a capturat imaginea și a putut pe Facebook. Grație celor de la Facebook, filmulețul a fost scos imediat. Bun, nu e un secret. În acest filmuleț îmi exprimăm disprețul față de băncile care acționează în România, cele cu capital străin. Într-o manieră mai pitorescă. Într-un limbaj mai apropiat de normalitate. Asta era tot. Oricum neplăcut. Eu de obicei nu mă exprim așa în spațiu public. Decât între ei mei, între mine și cursantii mei. Deci, încă o dată mulțumesc celor la Facebook. În final, un act minim de patriotism generație este să-ți muți toți banii din băncile cu capital străin în singura bancă românească care a mai rămas. Cecul. Un act de minim patriotism. Nu te ajută? Băncile cu capital străin care acționează în România, nu merită să fie ajutați. Ei prosperă, ele prosperă pe banii tăi. Dacă tu nu-i mai dai bani, s-ar putea să-și considere politica de finanțare a business-urilor românești. Să ne zic bună ziua!